Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Am ales un subiect la care aș putea să pun titlul Home Sweet Home, dulcea noastră casă, cea în care locuim în, iată, veacul al 21-lea, care se dă repede de-a dura, am intrat în al treilea deceniu și am invitat un specialist în case, domnul conferențiar Catalina mă va contrazice, va spune, eu sunt numai specialist în instalații. Am cunoscut un coleg al dumneavoastră, cu care mă îndresc că sunt chiar în relații de prietenie, domnul profesor Anton Anton, care la orice întrebare privind construcție zicea așa, eu sunt profesor de fluide. Da. Ei, nu sunteți numai asta, nu? Nu suntem numai asta, da. Bună seara dumneavoastră și bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație. Cu mare plăcere. Hai să luăm așa. Cu ce vă ocupați? Câți studenți aveți? Cât de tare le place să vină la facultate? Ce pune ei la cale? Fraților, surorilor, suntem peste 2 ani 8 miliarde de locuitori pe Terra. Asta s-a schimbat dramatic. Deci și pentru profesorii de fluide și pentru profesorii de instalații, alta e viața. Sigur, este cu totul altă viață, este un domeniu care se dezvoltă de la zi la zi. Vedem că piața construcțiilor se dezvoltă într-un ritm accentuat. Din fericire, Universitatea Tehnică de Construcții reușește cumva să țină pasul cu această dezvoltare a pieței construcțiilor și încercăm să pregătim studenții pentru a se adapta la această cerere tot mai accentuată. Studenții vin din diverse părți ale țării și sunt pregătiți pe diferite domenii, iar așteptările lor, bineînțeles, sunt cumva normale, în sensul că noi îi pregătim atât din punct de vedere teoretic, dar și din punct de vedere practic. Și unul dintre proiectele cu care ne mândrim la Universitatea de Construcții este proiectul Case Solare, unde echipele României au participat la competiția Solar Decathlon, au participat în 2012 la Madrid, au participat în 2014 la Versailles, la Paris, au participat în Dubai, în Budapesta, unde au obținut și locul 3, de altfel, la nivel mondial, și acum ne pregătim pentru o altă participare în Wuppertal, în Germania. Din ce îmi spuneți, înțeleg că nu e nicio problemă ca la sfârșitul facultății studentul absolvent să găsească loc de muncă. Absolut nicio problemă. Deci șomer printre constructori. Niciodată. Nu cred că o să fie cazul, niciodată. Într-un moment de acum vreo 10-15 ani, țin minte, era la televiziune un inginer care se întreba așa, inginer constructor, făcuse baraje. Deci nu era de fluide. Și se întreba, oare mi-am greșit o viața că am tot făcut baraje pentru hidrocentrale toată viața? Sigur că nu știu că este. El era adevărul. Voastre inginerii conduceți lumea și nu știu dacă vă dați seama de asta. Câteodată da, câteodată nu ne dăm seama de impactul pe care îl avem asupra societății, dar încercăm să facem lucruri în interesul populației, pentru că asta ar fi menirea finală a unui inginer, să lucreze pentru oameni. Domnul profesor, pregătiți-vă o capcană, când am zis la începutul emisiunii, întâi să vă prind cu asta, dar ne-am luat cu prezentarea universității. E bine, Ludovic XIV spune, vreau Versailles. Vin mari ingineri, nu i-am în minte, dar ar merita să i-am mari proiectanți, mari creatori, și se apucă și construiască minunea asta care e Versailles. Ce instalații aveau ei? Ce instalații erau în Versailles în anilor 1700? Nu cred că erau foarte multe instalații, cel puțin nu la fel de multe cum sunt acum într-o clădire. Dacă ne-am duce la o clădire avansată, poate, nu știu, construită în Dubai, lucrurile ar fi cu totul la alt nivel. La momentul respectiv, cred că lucrurile au mult mai simple. Încălzirea era cea standard, mă gândesc, la momentul respectiv, cu lemne, cu șeminee. După care, ușor, ușor, lucrurile au evoluat. Și am ajuns la încălzire centralizată și iată că astăzi suntem pe sisteme... Dar la început nu era așa. Ba, trebuie să vă spun că nici măcar WC-urile, apa, nu? Nu existau. Nu existau. Săracele prințese nu prea se puteau spăla așa. Da, aveau cu siguranță anumite zone în castel unde probabil erau dedicate lor. Chiar am vizitat recent, anul trecut,
Palais de Beauvais în Franța și acolo am văzut că aveau spațiu dedicat igienei personale cei care locuiau în castel. Bun. Vin inginerii și zic că o să vă punem apă. Asta înseamnă pompe puse pe undeva, dar și aveau știința asta. Canalizare făcută. Cum au făcut? Au spart vechile ziduri ca să intre? Asta mai târziu a venit, nu de la început. Da, mai târziu, și asta este și una din provocările pe care le avem chiar și acum, pentru că sunt încă foarte multe clădiri de patrimoniu în România, vechi, care necesită o renovare. Au instalațiile foarte vechi sau poate nu există și încercăm să aducem și apă și căldură pentru a le menține într-o stare funcțională și a nu se degrada. Și, într-adevăr, există foarte mari provocări pentru inginerii constructori să găsească exact locația potrivită, să nu deranjeze sau să fie o intervenție cât mai puțin invazivă pentru construcție, pentru a nu o degrada. A spus că lucrați împreună cu studenții și, citind și în CV-ul dumneavoastră, am văzut că asta se întâmplă. A spus, folosim chiar și pompe de căldură pentru ce eventual e geotermal de desubt. Exact. Este un domeniu care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie tot mai des folosit. Pompele de căldură oricum au căpătat un avans foarte mare în ultimii ani, chiar discutând cu mai mulți studenți care acum sunt ingineri cu multă experiență în diferite companii internaționale. Cererea pentru pompele de căldură, fie că vorbim de ele aer-apă, deci sursa de căldură este aerul, și ele produc apă fierbinte pentru a fi folosită în încălzirea casei, fie că vorbim de sursa de căldură care este chiar solul, pentru că temperatura solului este mai mult sau mai puțin constantă după o anumită adâncime, astfel că pompele geotermale au o eficiență foarte ridicată și ar trebui să ne concentrăm mai mult către aceste sisteme care, din păcate, în momentul de față, sunt puțin cam costisitoare pentru că vorbim de acele foraje care ajung până la 100-120 de metri. Dar avem proiecte pilot în România care